Bun găsit! Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis miercuri mulțumiri sucevenilor care i-au transmis mesaje de încurajare și de apreciere după anunțul de marți de retragere din cursa pentru primăria Suceava, menționându-l în mod special pe rectorul Universității Ștefan cel Mare, profesor universitar dr. Mihai Dimian, despre care a spus că au colaborat foarte bine. Primarul a declarat în conferință de presă că a primit sute de mesaje de apreciere și de încurajare de la oameni din toate domeniile. Dacă tot a spus de emoții, vreau să mulțumesc sucevenilor pentru sute de mesaje pe care mi-au trimis, de regret, de încurajare, le mulțumesc mult, mesaje venite din domeniul privat, din domeniul public și, mai special, vreau să mulțumesc domnului rector Mihai Dimian, care mi-a trimis un mesaj foarte frumos și mulțumesc. Întrebat dacă îl va sprijini pe Lucian Harșovski în campania electorală pentru câștigarea mandatului de primar la Suceava, Lungu a declarat că o va face fără rezerve. Sigur, n-a fost ușor de, și nu din orgolie, așa cum am spus și ați văzut dumneavoastră conferința de presă de azi, că avem atâtea proiecte europene și sigur am pus sufletul la aceste proiecte și evident că le vom duce mai departe împreună cu Lucian, care, bine, ne-a mai zgrea mai puțin prin campania electorală, dar a fost alături de mine, știe aceste proiecte și le vom duce la sfârșit. Asta este realitatea. Deci mă văd în politică. Și cum o veți implica în campania electorală la Lucian? Ca să dăm cinstit, sigur eu îl voi sprijini și voi face tot posibil să câștige alegerile la primăria municipiului Suceava. Strategia o stabilește dumnealui. Sigur că este o realitate și nu e, mă rog, apărută la mine. După 20 de ani de primărie, apare această problemă de vechime, da? Și tocmai Lucian vine cu alt mesaj, Suceava întinerește. Nu știu dacă el, unde o să aibă nevoie de mine, eu merg. Dar strategul, el stabilește cum va face campania electorală.